anumesc alfa-nucleo asta încă. Sunt mediator și manager al publicației Mediere.ro. Astăzi am deosebită onoare să anunț deschiderea lucrărilor conferinței Legea 115 pe 2012, medierea în cazurile de malpraxis medical. Evenimentul de astăzi va intra cu siguranță în istoria medierii din România. Vă spun de ce cred acest lucru. Atunci când am hotărât să devin mediator, am constatat câteva lucruri simple. În România, în secolul 21, medierea nu are niciun fel de istorie. Pagina cu istoria medierii din România este goală. Mulți români, chiar și unii dintre cei care au tangență cu domeniul juridic, nu se prea descurcă încă în înțelegerea definiției medierii. Nu știu ce înseamnă medierea. Nu știu la ce ajută, pe cine ajută, cum se face medierea. Până acum câțiva ani, medierea nu a existat în România. În România, medierea a apărut în 2006, odată cu legea 192, lege care a fost modificată la inițiativa distinsei noastre colege, Alina Gorghiu. Înainte de 2006, medierea nu a existat pentru români. Asta, deși activitatea de mediere este cunoscută și folosită din cele mai vechi timpuri. De-a lungul vremii, mediatorii au fost cunoscuți sub diferite denumiri. Medium, interlocutor, conciliator, interpres sau chiar sub denumirea actuală, cea de mediator. Mediatorii se bucurau de respect și meseria era privită cu admirație. Mediatorii câștigau bani din această profesie. De ce nu are medierea istorie în România? O întrebare care necesită cu siguranță mai multe răspunsuri. Fiecare dintre noi are cel puțin unul. Medierea în cazurile de malpraxis medical este puțin cunoscută. Malpraxisul medical nu a fost inclus în mod specific în lista conflictelor care se pot media înainte de apariția legii 115. Chiar dacă au existat medieri în cazul de malpraxis, unele mediate cu acord și înainte de intrarea în vigoare a legii 115, odată cu obligativitatea informării prealabile pe astfel de spețe, consider că s-a deschis posibilitatea promovării medierii în acest domeniu. Dar nu este suficient să existe doar deschidere, ci trebuie să fie folosită. Și aici deja vorbim despre ceea ce facem noi, mediatorii, fiecare dintre noi pe cont propriu și toți împreună, pentru ca informațiile pe care noi le deținem să ajungă la cei care au nevoie de mediere. Eu, când am nevoie de informații, caut pe internet. Pot să-l accesez de oriunde sunt, la orice oră și este și gratuit. Căutând informații despre folosirea medierii în cazurile de malpraxis medical, nu am prea avut ce citi. Câteva știri despre evenimente pe tema malpraxisului, în care a fost prezentată medierea ca o variantă alternativă de soluționare, obligativitatea informării prealabile și o speță într-un ziar din Iași. În schimb, am găsit materiale care sunt împotriva medierii în malpraxis. Ce alegere ar face un pacient în aceste condiții? El nu știe ce este medierea și nu găsește spețe asemănătoare cu ale lui soluționate prin mediere nici măcar în mediul online. Dacă eu, care am știut exact ce să caut, nu am găsit ceea ce mi-am dorit, cel care nu știe exact ce vrea, ce o să găsească? Ce o să creadă? Dacă nu suntem credibili în mediul online, cât de credibili suntem în offline? Această conferință atrage atenția asupra beneficiilor pe care le are apelarea la mediere în conflictele dintre medic și pacienți. Dar atenția câștigată trebuie întreținută. Iar pentru a crea efecte pe termen lung, este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Asta înseamnă să împărtășim cu colegii și cu toți cei interesanți munca noastră și în astfel de spețe. Câteva rânduri nu ne răbesc mult timp, dar îi ajută pe oameni să iau o decizie în cunoștință de cauză. Fie și doar al motivat să se întâlnească cu un mediator înseamnă un câștig.
Înseamnă că a auzit despre mediere, că îl interesează, iar munca mediatorului va fi ușurată. Medierea nu este pentru mediator, dragi colegi, ci pentru părți, iar părțile au nevoie de informații pertinente, ușor accesibile și cât mai multe. Una este să vadă sporadic câte ceva despre mediere și alta să aibă la dispoziție zeci și sute de materiale în care să-și regăsească propria situație. Este important că în acest moment medierea în cazul de malpraxis medical este susținută de personalități ale lumii medicale, cât și de oameni politici. Avem și baza legală, dar munca este a noastră. Dacă ne-o facem bine, este un proces win-win. Părțile rezolvă situația, mediatorul câștigă bani, medierea câștigă încredere. Noi, mediatorii, putem să prețuim medierea. Să ținem cont de faptul că în situația ajungerii la un acord de mediere în cazul de malpraxis medical, mai intervine și asiguratorul, care ar trebui să plătească descoperirile convenite. Sunt firmele de asigurări dispuse în acest moment să accepte o astfel de soluție? Mă bucur că sunt colegă de breaslă cu medicii care sunt mediatori. Acești colegi ai noștri, pe lângă faptul că au grijă de sănătatea oamenilor, sunt dispuși să muncească și pentru starea de bine a acestora. În mediere, așa cum știți și dumneavoastră, nu există specializări, dar fiecare mediator se va îndrepta către un anumit domeniu în funcție de experiența anterioară pe care o are și de care vrea să profite la maxim pentru a fi de folos părților. Medierea în malpraxisul medical are un aspect deosebit de sensibil. Una dintre părți este un medic. Dacă mediatorul este și medic, s-ar putea să existe reținere din partea fostului pacient, care poate presupune că mediatorul nu poate fi imparțial. În cazul în care mediatorul nu este un medic, s-ar putea să fie nevoie să se apeleze la serviciile unui specialist care ar trebui să fie medic, iar asta înseamnă costuri suplimentare pentru părți. De aceea, eu văd mai viabilă cu medierea în cazul de malpraxis medical cu un coleg mediator medic și un coleg mediator provenit din altă profesie. Oare din ce domeniu ar trebui să provină un mediator care să medieze doi mediatori? E nevoie să muncim din greu în mediere, să ne facem cunoscută activitatea prin rezultate, prin fapte, astfel încât ideea de instanță să rămână ca varianta alternativă a medierii. Din rezultatele celui mai recent sondaj realizat de publicația Mediere.net.ro, reiese că în cele două luni de la introducerea obligativității informării pe spețele de malpraxis, procentul celor care știu unde să găsească un mediator a crescut de la 32% la 37%. Dintre persoanele intermediate, doar 3% știau că pot soluționa prin mediere situațiile de malpraxis medical, iar 54% dintre respondenți caută informații despre mediere și mediator în mediul online. În mapele evenimentului aveți o sinteză a sondajului, iar rezultatele integrale le găsiți pe site-ul mediere.net.ro. Suntem o profesie liberală. Nu ne plătește nimeni dacă nu avem de lucru. Fiecare dintre noi reprezentăm un centru de profit dacă ne folosim abilitățile și cunoștințele în beneficiul părților care vin la noi. Dacă stăm și așteptăm să tot facă alții pentru noi, așteptăm degeaba. Avem de ales. Muncim cu ce avem sau ne plângem de ceea ce nu avem. Un lucru e clar. În acest moment, noi toți facem istoria România. Istoria medierii. Pagina goală se va umple. Iar ce și cum facem noi să meargă lucrurile, va rămâne scris. Pornind de la aceste gânduri, am demarat cu mare emoție proiect online adresat în mod special mediatorilor, mediere.net.ro. După aproape 10 luni de la lansarea proiectului, încă mai am emoții atunci când deschid paginile publicației online, dar am mai avut un sentiment. Bucuria că am reușit să dezvolt un proiect care să fie util tuturor
tuturor mediatorilor din România și care este citit zilnic de aproximativ 2500 de specialiști din întreaga țară. Și când spun util, nu mă refer doar la informațiile pe care le găsesc mediatorii și care sunt extrem de folositoare în meseria lor. Mă refer în primul rând la crearea unei comunități. O comunitate în care fiecare mediator își poate expune liber punctul de vedere, se poate promova, poate face schimb de informații cu mediatorii din România. O comunitate în care beneficiază de reduceri substanțiale la produse și servicii de interes sau poate participa chiar și la cursuri online dacă dorește să învețe lucruri noi care să-l ajute să-și practice mai bine profesia și, de ce nu, să-și dezvolte business-ul. Noi cu toții scriem acum istoria medierii. Din acest motiv, conferința de astăzi reprezintă un eveniment important care va fi marcat la momentul potrivit în istoria medierii din România. Astăzi avem invitat special. Cu îngăduința dumneavoastră, am onoarea să vă prezint invitații. Domnul Petru Melinte, reprezentant al Ministerului Sănătății. Doamna Florentina Armoșanu, director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Alina Corbiu, deputat și mediator. Elena Pustea, președinte al Centrului Avocaților Mediator. Tudor Mastrei Colopedia, CMN Medical. Am să-l invit să ia cuvântul pe domnul Petru Melinte, care o să ne prezinte proiectul legislativ privind reglementarea aspectelor de malpraxis medical.